Haideți, maestre, pentru săptămâna da, viitoare. Zodiile, ce fac? Să vedem berbecul ce face. O furtună. O săptămână cu furtună, 7. Negativ. Îl bulversează o situație. De dovadă de furie, dispută, orgolul e rănit, e plin de nervi, dacă nu se temperează și apare ruptura, mai ales în cupluri, degeaba ați încercat voi să rezolvați alte lucruri. Se impune mai multă prudență și înțelepciune pentru săptămâna viitoare. În schimb, Taurul are Orizontul, o carte foarte bună, în care Taurul e sfătuit să înceapă ceva, o acțiune, să facă o călătorie, să descopere pasiunea, să înainteze cu siguranță, deoarece are un echilibru bun în săptămâna care vine, sunt stăpân pe situație Taurii și de aici apare succesul, reușita sau chiar pur și simplu, dacă se ocupă de afaceri, semnarea unui contract. Lucruri frumoase pentru Taur. Mai vine și minunea asta. Ei, să vedem la Gemeni o carte neutră care se numește Nou Triunghiu. Simbolizează importanța comunicării și a schimburilor de păreri în săptămâna următoare. E cazul dacă nu aveți telefon cu internet și locuiți la țară, să puneți mâna să scrieți o scrisoare. Dacă aveți telefon, dați un telefon și rezolvați problemele. Dacă doriți ceva mai mult, încercați să faceți o reuniune de familie punând cap la cap toate problemele care vă frământă. Și am ajuns și la Răcușor, negru, 6, carte dificilă, dar mai degrabă negativă. Simbolizează sfârșitul unei situații în care se impunea automat transformarea unei situații care implicit ar fi dus în sfârșit, la sfârșit, la un eșec. Deci, cu condiția de a accepta o schimbare în profunzime, veți putea să renașteți și să trăiți un suflu nou. Dar schimbarea e necesară. Iar acum cam nu prea acceptă schimbările. În schimb, leu are ovalul și îl frământă ovalul ăsta de vreo 2-3 luni de zile, mai ales pe insistă ovalul, care dau dovadă în perioada următoare de mare fecunditate, dar le-e pusă undeva la încercare și răbdare. Chiar dacă dragostea lor... Adică fecundarea asta sunt bani. Băi, fecunditatea e una, dar când am zis fertilitate și belșug, e altă poveste. Aici e numai o întâlnire călduroasă și primiți ajutorul unei femei în tot ceea ce înseamnă secretele voastre amoroase. Numai că trebuie să faceți confesiuni. O fi undeva vreo codoașă și nu știu eu. Nu știu. Și alea sunt bune la ceva. Câte familii n-am nenorocit ele. Hai să vedem ce facem cu Fecioara. Carte neutră, cenușiu. Hai, continuarea săptămânii precedente, în care trebuie să dai dovadă de înțelepciune, putere de reflexie, să petreci o perioadă de timp în liniște, alături de niște persoane mai în vârstă și să accepti că nu poți rezolva singură fără sfatul unor persoane mai în vârstă. Da? Și numai atunci poate să apară, dacă ești într-o relație de dragoste, o relație durabilă, sau dacă ai o problemă de servici, să obții mai târziu recompensa eforturilor tale. În schimb, Balanța, care a avut o săptămână precedentă mai anevoioasă, are o săptămână în care dă dovadă de prietenie, își eliberează sentimentele altruiste și pozitive, e beneficiarul unor influxuri benefice, dar și unor schimbări rentabile. Întoarcerea cuiva vă satisface, vă bucură și sunteți la rândul vostru invitați să faceți o vizită. Condiția este ca Balanța să nu amâne, chiar dacă i s-a făcut invitația, să facă el primul pas sau ia Balanța. Hai să vedem ce facem cu Scorpia. Scorpionul
are un bulgare de foc, 16. Carte pozitivă, simbolizit rapiditatea. Deci, în săptămâna următoare, dați dovadă de rapiditate, iar aceasta va aduce o schimbare de situație benefică. Faceți mai multe deplasări, dar în toate aceste deplasări, șansa este de partea voastră. Și am ajuns și la săgetător. Are piscul. 5. Carte neutră. Simbolizează demararea unei acțiuni. Începutul. Pentru cei singuri, vei cunoaște un tânăr sau o tânără. Vei avea energie combativă, te vei lansa într-o poveste de dragoste și un fapt nou care se va petrece în voi va relansa relația, dacă era mai veche. Dacă e mai nouă, lăsați și nu mizați pe pasivitate. Pentru că începutul unei relații noi nu înseamnă și pasivitate. Timpul nu chiar le rezolvă el pe toate. Mai mult acțiune. Și am ajuns la truditor, la Capricorn. Clepsidra, carte instabilă, când bună, când rea. O săptămână în care sentimentele voastre exclusive primează, dați dovadă când de pasiune, când de posesivitate, când de gelozie, când de duritate și cearta sau tot ce apare poate să iasă o discuție ne la locul ei, neprincipială, în urma manevrării unor sume de bani. Pentru unii care banii nu sunt chiar punctul de atracție, atracția fizică într-o întâlnire pasională. Ia uite, apare dragostea la Capricorn, care el numai toamna se îndrăgostește în restul anului, ocazional. Ei, am ajuns și la vărsător, are cosmosul de partea lui, cartea cea mai bună, care îi aduce reușită la momentul când orice ar întreprinde va reuși, iar reușita va fi excepțională. Așa că o dragoste cu adorație, o întâlnire superbă, orice este permis în săptămâna următoare. Chiar și o uniune. Și frumos. Ultima zodie, să vedem ce facem cu peștișorii. Au steaua de partea lor, treiul, carte foarte bună, simbolizează norocul, începutul unei acțiuni, într-o activitate profesională reușită și cu o realizare materială pozitivă. Doamne ajută! O săptămână super! 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 Da. Numai lucruri bune, frumoase. Very good! Să beneficiați cu drag de ele.